în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul primăriei din Râmnicu-Sărat, care a avut ca principală temă semnarea unui contract de peste 2 milioane de euro ce prevede modernizarea clădirii școlii Constantin Brâncoveanu. Edilul localității a fost întrebat dacă elevii din Vlauță se vor întoarce în clădirea liceului în acest început de an școlar. Acesta a spus că va organiza o nouă conferință de presă ce va avea ca temă exact acest subiect, însă își dorește ca lucrările să fie executate conform cerințelor, mai ales că este vorba despre o clădire monument. Pentru că mai avem vreo 2 săptămâni până la începerea școlii efective, am vrea să știm când se vor întoarce copiii din Vlahuță în Vlahuță. Eu o să organizez o conferință de presă cu această temă. Am un răspuns scurt și unul lung. Cel lung o să las pentru conferința de presă. Cel scurt este, ne dorim lucrări de cea mai bună calitate. Colegiul Național de Vlahuță, clădirea este monument istoric. Nu poți să faci lucrări într-un monument istoric la fel de repede ca într-o altă clădire. Deci, așa cum spuneam, preocuparea noastră de a avea lucrări de cea mai bună calitate ne-a făcut să acceptăm un ritm mai lent de lucru decât, să spunem, am estimat anterior. Dar vă asigur că la finalizarea lucrărilor, Colegiul Național de Sănătate Plăcută, clădirea va arăta spectaculos. Ne dorim ca lucrările să fie de cea mai bună calitate și să nu ne pară rău că ne-am grăbit să intrăm în aceste clădiri.